Ok, schimbările fac parte din noi, fie că le vrem sau nu. Unele par foarte, foarte bune de la început, dar pe unele trebuie noi să le facem bune. Tocmai m-am întors de la apartamentul unde am stat 4 ani. 4 ani în care am adunat amintiri. 4 ani în care am spus acasă acelui loc. Acum am început un nou capitol. Practic, fiecare dintre noi a avut la un moment dat în viața lui o tranziție mai bruscă sau mai lină spre un nou capitol. Încercați acum să faceți o retrospectivă în viața voastră în care să vă aduceți aminte când ați trecut la un alt capitol, să vedeți exact care a fost schimbarea în viața voastră. Fie că a fost, nu știu, că v-ați cumpărat ceva nou, că v-ați luat o mașină, că v-ați luat o altă casă, că ați cunoscut pe cineva. Toate tranzițiile astea, stil butterfly effect, practic fac niște schimbări în viața noastră pe care nu le percepem la început, dar dacă facem o retrospectivă în viața noastră, în trecut, putem să le deducem, să le găsim ușor, ușor fiecare un scop. Eu în momentul de față mi-am creat un mindset și anume evoluție. Practic pot zice că am făcut schimbarea asta ca să am loc. Să am loc mai mult spațiu să evoluez. Ok, și acum detaliile poate mai puțin importante. Eu în momentul de față am plecat dintr-un apartament de 40 de metri pătrați cu o cameră și m-am mutat într-un apartament de peste 80 de metri pătrați cu 3 camere. Apartamentul l-am luat complet nemobilat, fără nicio piesă de mobilier în afară de bucătărie și ambele băi. Și cu tot ce am strâns eu până acum, tot ce am adunat eu până acum, fiecare piesă de mobilier pe care v-am arătat-o și în videoul trecut în care am renovat apartamentul celălalt, cel mai mic, le-am adus aici și am renovat și apartamentul ăsta. Practic l-am aranjat, i-am făcut designul după sufletul meu. Da, trebuie și asta pus undeva. Chiar dacă îmi place în momentul de față foarte mult să vorbesc despre chestii care îmi fac mie, îmi alină sufletul. eu am pus alin în alintare, da? Haide acum să lăsăm să înceapă distracția. Și cam gata. Am strâns tot, apartamentul e gol, e un ecou imens aici. Acum, bă, 4 ani aproape de stat în locul ăsta. S-au întâmplat multe, super multe amintiri aici. A fost un capitol în viața mea, a fost o etapă. Fiecare colț din apartamentul ăsta își are amintirile lui. Și
E greu. E greu să lași. Dar singurul gând care mă face pe mine să mă simt mai bine acum e că trec la un alt capitol. O etapă nouă, o etapă îmbunătățită și chiar dacă ce s-a întâmplat aici, tot ce a fost aici, a fost extraordinar de fain, extraordinar de mișto, sunt convins că o să se întâmple chestii și mai mișto de acum încolo. Să lași în urmă chestii nu este neapărat un lucru rău. Doar dacă mergi spre mai bine. Și pe asta mă axez acum, evoluție, pe toate planurile și de-abia aștept să văd ce se întâmplă de acum încolo. Vă mulțumesc din nou. Ați fost cu mine aici, în apartamentul ăsta. Ați văzut cum l-am renovat, toate videoclipurile. Canalul de YouTube a început în apartamentul ăsta, birou. Da, cam asta. De acum ne vedem în videourile mele următoare. Vă mulțumesc din suflet. Nu uitați să donați. M-ar ajuta foarte mult. Nu sunt cerute, dar sunt extraordinar de binevenite. Linkul la donații îl găsiți în descriere. Eu sunt Alin Zvâncă și ne vedem de acum în videoul următor. V-am pupat. Pa!